cu alb, domarajul cu cheș cu negru, e4, c5. Se joacă o siciliană și după cal f3, cal c6, albul optează pentru siciliana deschisă, d2, d4. Poți să joci și varianta Rosolimo, care începe aici cu nebun b5, dar de obicei cea mai utilizată variantă de către alb este acest d2, d4, c5, ap d4, cal f3, ap d4. Văd că e întârziere, e întârziere, asta este, deși nu știu de ce e întârziere, că încă o dată nu am pornit înregistrarea. Normal, când nu pornești înregistrarea și îți descarci videoul după lecție, întârzierea trebuie să se reducă. În sfârșit. Și aici domarajul Gocheș joacă o variantă pe care eu am făcut-o cu tine acum mai bine de un an de zile. E7, E5. Și când am făcut varianta asta, ți-am prezentat-o sub denumirea de varianta Kalashnikov din sicilian. Da? Alex Garrido este un jucător care, oricum fiind maestru internațional, și el nu... Scuză-mă un pic, bate cineva la ușa, aoleu, stai, stai, Sofie. Doamne... lecție acum. Nu pot să vorbesc cu tine. Am lecție pe net. Aoleu. Atenție, mare atenție. Hai că vorbim pe urmă, da? Bine, hai. Scuză-mă, Florine. Îmi pare rău. Picași tocmai ca naiba. Ok. Bine, pa, te pup, pa. Scuză-mă, Sofie, mai suntem prezente, da? A venit un coleg la mine, da? Deci, încă o dată, E7, E5, varianta Kalashnikov, cal B5, cu amenințare cal D6. Deci, încă o dată, dacă joci, să zicem, un cal F6, după cal D6, șah. A, nu, întâi trebuie să joci cal C3. Dar hai să zicem că pe urmă joci a 6, urmează cal de 6 și după nebun de 6, damă de 6, practic rămâi cu negru, fără pereche de nebun pe tablă și cu două găuri mari în teritoriul tău. Dacă îți mai aduce aminte, Sofie, ce înseamnă gaură, adică un câmp avampost pentru adversar, mai precis câmpul de 5 și câmpul de 6, unde se pot instala piese albe în acest caz. Deci, încă o dată, aici cu negru normal trebuie să joci D6, cea mai bună variantă. Este într-adevăr și acest A6. Eu am luat o bătaie acum vreo 20 de ani în varianta asta, pentru că m-am prins cu nepregătit. Eu fiind la alb și am jucat aici cal D6, șah, ca așa se joacă de fapt. Și după nebunea pe D6, dama ea pe D6, mi-a jucat dama F6. Și după dama de 1, mi-a jucat dama G6, atacându-mi pionul din E4 și interzicându-mi practic dezvoltarea nebunului din F1, pentru că mi-ar lua pionul din G2 cu dama. Și când am jucat cal pe 4, m-am pomenit cu bombița asta în căpușărul meu. D5. Aici trebuie neapărat să cunoști, dar poziția asta este favorabilă totuși albului, dar albul trebuie să o cunoască efectiv foarte bine, da? Revenind la partida care s-a jucat la poziția, la varianta care s-a jucat în partida care ți-o arăt acum, deci domarajul joacă aici D6, nu dorește să dea perechea de nebun și nu dorește să-l lase pe alb să joace cal D6 cu șah. Cal C3, A6,
și nebune 7. N-am pretenția să o fi să-ți mai aduci aminte, pentru că au trecut mai bine de un an, cred că e un an jumate de când am făcut varianta asta cu tine. Am făcut întâi varianta Kalashnikov, asta care este prezentă în partida de față, și pe urmă, după varianta Kalashnikov, am trecut și am țamărtat și varianta Shveshnikov, care e puțin diferită, dar foarte asemănătoare cu această variantă Kalashnikov. Cal C4, da? Efectiv aici, dacă joci, să zicem, trebuie să fii foarte atent cu albul ce să joci. De exemplu, dacă joc nebune 2, după B5, am 2 cai care sunt amenințați de B4. Și mai ales, foarte rău, am un cal pe margine care, pentru a nu fi pierdut, trebuie să-l aduc înapoi. Pe când, de aceea aici, albul trebuie să joace cal C4. Pentru ca la B5 să ducă la E3. Și exact așa se întâmplă. După B5, cal E3, cal F6, nebun D3. Încă o dată, ambii jucători joacă conform teoriei, adică joacă cea mai bună variantă, cal B4, amenințând să bat nebunul din D3, nebune 2, deci albul nu dorește să dea perechea de nebuni, rocadă mică, rocadă mică și nebune 6. În acest moment, deci, putem spune că negru chiar are un mic pas în față, datorită faptului că și-a scos toate piesele ușoare la luptă, deci le are dezvoltate. Are și un cal care, într-adevăr, nu are poziție stabilă în teritoriul albului aici, pentru că oricând va fi alungat de către pionul din A2, când A2, A3. Dar pot spune că negru are un pas în față în dezvoltare. Ca și compensație, totuși, negru, pentru a obține acest mic avans de dezvoltare, și-a făcut totuși o gaură la D5 și un pion înapoi la D6. Deci este cu duș și întors. A3, Garilo dă, atacă acel cal de la B4, pleacă bă din țara mea, cal C6, nebun D3. Și nebunul se reîntoarce la D3 pentru că a dispărut calul negru de la B4. Cal D7. Ca să spun așa, o manevră foarte importantă și de reținut pentru un jucător care joacă aici Kalashnikov. Acest cal să ajungă la D7 când încercarea de a ajunge la C5 și pe urmă nebunul acesta să ajungă la G5. Odată cu ajungerea nebunului la G5, el va schimba nebunul alb de la C1. Poți să spui, pe bine, bine, dar cum schimbi un nebun care este deja dezvoltat pe un nebun care este stă în locul lui? Da, dar marea problemă este pentru negru că acest nebun pe care el îl va schimba pe nebunul de la C1 este un nebun prost, da? Pentru că are pionii din centru pe culoarea lui. Deci să vedem cum B4, nebun G5. E simplu să fii, nu? Cal D5, încercând să profite de acest câmp avampost, turn B8, mutare foarte preventivă, pentru că domarajul așa la 18 ani, cum este el, își dă seama care poate fi aici planul albului și exact îl miroase, ca să spun așa, foarte bine pe alb. Albul normal vrea să împingă A3, A4 și să facă două bătăi pe acest pion, după ce bate să aibă turnul din A1 pe o coloană deschisă. Dar nu poți să joci direct A3-A4 pentru că ai pierde pionul din B4. De aceea se vede clar în mutarea următoare că negru l-a mirosit foarte bine pe alb, pentru că albul joacă aici C3 cu intenția foarte clară de a împinge A4. Și când joci A4, pe urmă, turn B8 este o mutare foarte utilă, pentru că vei avea pionul din B5 apărat de două ori și de pionul din A6
și de turnul din B8. Deci tu cu alba ai face două bătăi, scuze, dar eu cu negru am două apărări. Nu trebuie să fie frică, da? Cale 7, vreau să scap de acest cal năzdrăvan de aici. A4, exact ce văzurăm, da? Nebunea pe D5, calea pe D5, calea pe D5, urmează un schimb masiv de piese aici. Eia pe D5, nebunea pe C1, dama ia pe C1, evident că dacă bați cu turnul, vrei să stea cu albul pe coloana A pentru a beneficia eventual după ce vei bate la B5 de această coloană A deschisă. Fe6, AB5, AB5, încă o dată se vede în acest moment utilitatea mutării turn B8. De aceea este, eu uite, acum am și niște vecini care se apucară să își facă găuri în pereți. Doamne, doamne, scuză-mă, Sofie. Sper că nu se aude prea tare la tine. La mine se aude de parcă îmbâzie un bonfire în creier. Hai că acum datele pe... Deci cal pe 6, o mutare foarte bună, care atacă acest pion de la D5, damă C2, atacă și albul, pionul de la H7, deci dacă bați, îți bat cu șah, nu pierd nimic, da? De aceea domarajul întâi, înainte de a bate aici, după damă C2, joacă G6. Turn D1, din nou pe ideea, dacă cumva bați, îți bat. Și când bați, îmi iau piesa înapoi. Nu-i bine. Domarajul însă are altceva în cap. Damă de 7, turn A5. Presiune pe acest pion, pe care încă o dată eu cu albul am două bătăi, dar și tu cu negru ai două apărări. Deci domarajul și-a, din nou, a anticipat, ca să spun așa, mutarea albului. Turn A5 urmat eventual de o dublare de piese grele pe coloana A. Turnul din F8 la C8, nebun F1, pentru că în acest moment trebuie neapărat să-mi apăr pionul din D5, deci în acest moment trebuie neapărat să-mi apăr pionul din D5. De exemplu, dacă joc aici, este foarte posibil ca eu să bat și tu când bați, eu să bat. Și într-adevăr bați, dar e dificilă poziția asta. De aceea încă o dată nebun F1 și apără pionul din D5 cu turnul. Rege G7, H3, H5, damă D3, câte bătăi făcui pe pionul ăsta? 3. Una, prin rază X2 și 3. Și practic negru aici nu are decât două apărări. Dar acum se pune întrebarea, Sophie, este asta o amenințare concretă? Nu, că totuși după ce bați și bați, o să bați și eu pionul din C3. De aceea domarajul continuă aici cu damă F5. Mutare foarte, foarte interesantă și foarte provocatoare făcută de către un puștan de cât avea el când s-a jucat partida asta, 16 ani în 2022. Pentru că domarajul își dă seama dintr-o dată că de fapt dama asta o avea ea un motiv de atac asupra pionului din B5, dar în același timp are și un motiv de apărare, are și un rol de apărare a pionului înapoiat de la C3. Și acum după dama ia pe F5, G ia pe F5, zici, pă, aoleu, ți-ai stricat structura de pioni și aoleu, ai pierdut și un pion. Nu ne-ai pierdut niciun pion, pentru că în continuare și ție ți atârnă pionul din C3. Și după turnea pe B5, nebunea pe B5, turnea pe C3. Nebun F1, turn B3. Evident că acest pion este liber și evident că tu trebuie să spui turnul cât, dacă se poate, în spatele lui. Nu fața lui, în spate. B5 e apărat de către nebun, turn B2,
care visor cărui turn negru să intre pe linia a doua. Turn C1, de asemenea și turnul alb intră pe coloană deschisă. Și aici tomarajul joacă H4. Deci observăm cum aici efectiv tomarajul nu marșează pe ideea de a bate acest pion. Pentru că bați acest pion, dar s-ar putea ca după, să zicem, un turn C6, cal pe 4, turnea pe D6 sau nici nu joc turn D6, joc întâi G3 și după un șah și bat și eu un astfel de final să fie remiză. Domarajul vrea mai mult de la acest final. Deci încă o dată, turn B2, turn C1, H4. Ideea acestui H4 este nemaipomenită, Sofie. Nebun D3, F4. Aveam atacat și pionul din F5. Nebun C4, îl apăr. Dar domarajul încă o dată nu vrea să ia acel pion. Încă o dată el își dă seama că are altă pâine de mâncat, ca să spun așa, E4. Turn C3, o mutare utilă și la adică și logică, turn C3, pentru a opri această avalanșă de doi pioni liberi, negri, și acum vine mutarea bombă, după turn B1 șah, vine această mutare nemaipomenită. Pentru că, Sofie, încă o dată, oricât de seacă ți se părea un final, sec ți se pare un final, tot timpul să ții minte că și în finaluri pot apare amenințări de mat. Chit că nu mai sunt dame pe tablă, chit că sunt foarte puține piese pe tablă, s-ar putea ca dintr-o dată să tu cu albul, cum este cazul aici, să intri într-o poziție de mat. Și ce vede aici evident negru? Cal H5. Superb. Deci, efectiv, în acest moment, albul cedează, Sofie. Te rog să mă crezi că n-ai ce face. Deci, hai să zicem că joci turn B3, să schimbi piesele. Păi joc turn C1, nu schimb turnurile și după îți atac pe domnul nebun. Și albul, să zicem că joacă B6 și să se gândească albul că după ce va bate nebunul, scot B7 damă. Nu. Ce are de gând negru aici? Pur și simplu se joace cal G3. Și aici cedezi partida. Pentru că nu poți să aperi turn H1 mat. Deci observi, Sofie, practic joci B7 mat. Bați calul, îți bat. Bați ăsta, îți bat. Trebuie să-l bați, că dacă nu ești în șac și ai fi mat, nu poți să vin în spate. Iar că bați cu șac, bat. Și când joci, la revedere. Un final terminat foarte rapid și neobișnuit, aș putea spune eu. Încă o dată, partida asta e jucată acum 2 ani, când Gucheș avea doar 16 ani și încă n-ajunsese în lista celor 2700, celor cu 2700 sau mai mult, marilor maestri cu 2700 sau mai mult, adică n-ajunsese în crema la cremă. A doua partidă pe care doresc să-ți o arăt este tot din același an, 2022, și este jucată la Linares, practic tot în Spania. Am impresia că aceste două concursuri, Gijón și Linares, au fost unul după altul. El ajunsese acum la 2726, deci trecuse de granița de 2700 și juca cu Jones Gawain, un mare maestru englez foarte puternic,
Și ca să spun așa, datorită faptului că e foarte puternic, se vede și din faptul că, de exemplu, cei doi mai avuseseră o partidă jucată în 2018. Deci cu 4 ani înainte de această partidă, îl bătuse Gawain pe Domaraju în 30 de mutări. În 29 de mutări îl bătuse Jones Gawain cu 4 ani înainte. De data asta, Domaraju face o partidă nemaipomenită, practic arătând lumii întregi șahiste cât de mult a progresat el în 4 ani. Te rog frumos să te uiți, Sofie, și să fii atentă la comentariile mele. Partida asta chiar te poate impresiona foarte mult și îți poate arăta frumusețe. Te bucuri pur și simplu de ce poate puștanul ăsta de doar 16 ani la data disputării partidei să creeze pe tablă. Deci alb Domaraju Gokeș, negru Jones Gawain. Sofie, dar totuși vreau să văd câtă întârziere e. Mai scriem o dată un sunt aici sau da? Mai zi-mi un da, mai scriem un da să văd cât de mare este întârzierea. Leo, e ceva întârziere. Dar de ce, doamne, Sofia, tu ești pe telefon? Că să știi că la mine netul merge bine. Întârzierea asta, din punctul meu de vedere, e cauzată de netul tău, nu de-al meu. E clar. Da, Sofie. Dar dacă nu ți se... Bun, nu ți se trimit, dar mă poți asculta? Mă auzi? Da, domnul, la mine se aude. Ah, nu, foarte bine. Bine, gata, nu te mai întreb deloc. Nu te mai întreb deloc. Da. Mă bucur că poți să mă auzi și să te uiți la tablă, da? Da. Bun, hai, pa. Uită-te în continuare, da? Pa. Da. Da. E bine, mai liniștit. Deci, partidă... Alb Domaraju Gokeș, negru Jones Gawain, D4, pionul din fața damei, cal F6, C4, G6, cal C3 și Gawain aici cu negru fiind optează pentru apărarea Grunfeld, D5. Deci, varianta principală de combatere a apărării Grunfeld este următoarea. CD5, cal D5, E4, cal C3, BC3, nebun G7, nebun E3 sau nebun E3, hai să zicem, și C5. Asta este varianta de bază sau după nebun G7, nebun C4 și după C5, cale 2. Și asta e varianta tot de bază. Încă o dată în care albul își face un centru puternic de pioni, având plug de zăpadă la D4 și E4, susținut pionul din D4, care el va fi atacat foarte mult de piesele negre și de un pion alb la C3. Nu poți să bați aici, Sofie. Deci, încă o dată, dacă după rocada aici faci greșeala să bați așa, asta e toată ideea, îți bat așa cu șac și tot. Dar, încă o dată, asta e varianta principală de combatere a lui apărării Grunfeld, care s-a întâlnit în meciuri pentru titlul mondial.
De exemplu, între Garry Kasparov la negru și Anatoli Karpov la alb. Cam așa Anatoli Karpov combatea această apărare, Grünfeld, dar vedem la domarajul Gukesh o altă abordare de combatere a lui, a apărării Grünfeld, care începe aici cu acest cal F3 și după nebun G7 joacă mult mai modest, cel puțin la prima vedere, E3. Să nu uităm că încă o dată în față, în 2022, când s-a jucat această partidă, domarajul avea 16 ani și întâlnea un jucător care îi trăsese o mare, o mamă de bătaie cu 4 ani înainte, în 2018, în care într-adevăr era foarte tânăr, n-avea decât 12 ani, dar era puțin frică și de aceea, prin mutarea aceasta E2-E3, domarajul practic adoptă o variantă destul de cuminte pentru alb în această variantă, rocadă mică, ceea ce pe negru nu poate decât să-l bucure. CD5, cal, ia pe D5 și nebun C4. Care e mica marea diferență în varianta aceasta, care încă o dată este destul de modestă pentru alb, că nu-i duce la vreun avantaj în deschidere. Și aici negru are la dispoziție două continuări. Cal pe 6, care atacă acest nebun și după să zicem un nebun de 3 sau nebune 2, albul pierde practic un tempo, dar și negru va avea un cal care stă ca naiba la B6. Da? Sau calea pe C3, ce a jucat Jones Gawain în partidă. Dar după BC3, spre deosebire de varianta pe care ți-o arătai la începutul acestei partide, pionul acesta din D4, care e un fel de vârf de lance pentru lanțul ăsta de pioni, el are în spate doi colegi care îl apără, și pionul din E3 și pionul din C3. Deci lăsând la o parte că e apărat și de cal și de damă. Când e așa, pionul ăsta poate fi atacat cu succes, dar când pionul este încă la E3, pionul ăsta, când îl atace, cam rupi colții în el. C5, totuși Gawain încearcă. Rocadă mică, damă C7, cu intenția clară de a bate la D4 și să bați la C4, de exemplu, dacă joci aici ca băbălău, să zicem un nebun B2, îți bat și cu orice bat îți iau un nebun degeaba. Da? De aceea trebuie să fim atenți tot timpul la ce dorește negru. Damă E2, bate tu acum că am nebunul acesta apărat de către damă, cal C6, nebun A3. Două bătăi pe acest pion. Deci, încă o dată, evident că dacă bați aici, nu câștigi absolut nimic, pentru că eu cu negru pot atât să-ți bat pionul acesta cu tempo, să-mi-l iau înapoi, dar pot să joc și un cal A5. Să-ți atac nebunul și simultan și pionul din C5. Dar nebuna 3 chiar ameniți să-ți bată pionul cu nebunul. De aceea negru trebuie să-l apere, pentru că nu-i place să bată el. Când bați, acest schimb de pion nu-l ajută decât pe alb, care va avea dintr-o dată pentru cele două turnuri ale sale și cele două turnuri intră imediat cu forță pe o coloană deschisă, turn de FC1 și cealalt turn de AB1, deci o coloană semideschisă și o coloană deschisă pe care albul pune stăpânire. De aceea negru aici își apără pionul, nu bate la D4, turnul din A1 la C1, nebun B7, negru joacă și el corect deschiderea, E4. În acest moment, totuși, albul dă drumul la acest E4 și apar unii mici lovituri tactice de care este bine, foarte și foarte bine să ții seama, efectiv, pentru că poți spune, păi bine, bine, dar asupra acestui pion alb, eu cu negru am 3 bătăi. Păi da, dar nu o să ai decât 2 bătăi, nu o să-l ai decât pe ăsta și pe ăsta, că ăsta va fi legat. Deci, uită-te un pic, Sophie. Bați, bat, bați, bat. Da? Dar nu bat. Îți bat așa.
Sau ce joc aici este așa? Oh. A, nebun B3. Da, și mai tare mutarea asta. Dar pot să joc și nebun B5. Deci e clar că nu poți să bați pionul ăsta pentru că acest cal va fi legat, da? Asta vreau să-ți arăt. De aceea, aici, negru, după E4, joacă aici cal A5, atacând nebunul. Nebun D3, nu dau perechea de nebun de nicio culoare. Acest cal nebun atacat presupune și un câștig de pion, adică pionul din E4. Pentru că dacă să zicem că joci turn de FD1, îți bați și după ce bați, îți bat. Într-adevăr, cred că poți să-ți zici că îmi iau pionul înapoi. Da. Poziția asta e cu duș întors și numai negru se poate bucura de astfel de poziție, că s-a stricat structura de pion. De aceea, domarajul și retrage nebunul. Nebun H6, atacând turnul din C1 și încercând să-l fugărească de pe coloana C, care va fi eventual deschis. Tomarajul, asta e, hai să spugim, turn C8, D5. Acest D5, te rog să mă crezi, Sofie, că nu l-aș fi, n-aș fi dorit să-l las pe, cel puțin din punctul de vedere al negrului. Aș fi încercat cât mai mult să-l opresc, pentru că în momentul când joc D5 nu vei mai putea să-ți deschizi coloana C pentru piesele tale grele din spate și vei avea și un cal canaib aici pe margine și vei avea și un nebun la B7 căruia i s-a închis diagonala. Și de atunci stau și mă gândesc dacă nu cumva ar fi mers aici C de 4 și după, dar și după C de 4 tot ar fi fost o poziție destul de dificilă pentru negru. Ar fi trebuit să joc un cal C6 înapoi. Mă rog, deci reveni la partidă. Deci după turn B1 împuge turnul de pe coloana B, turnul din A8 la C8 încercând să bată și pe urmă să ocupe coloana cu damă C3, domarajul închide diagonala și face și pateu acest cal de la A5. E6, C4. În acest moment, pionul ăsta efectiv a devenit un pion liber, Sofie. Turnul din C8 la E8, cu amenințare, dacă nu ești atent aici, Sofie, de exemplu, dacă încerci să joci H3, să zici, hai să fac un lupt, că îmi prinde foarte bine un lupt eventual, păi îți bat și după ce bat, îți bat, că pionul ăsta este legat. Deci ai pierde un pion foarte important care e și liber. De aceea domarajul foarte atent pleacă cu dama de pe coloana E. Dama C2. F5. Turne 1. F5 ia pe E4. Nebun ia pe E4. Îți mai aduce aminte, Sofie, de lecția aceea care am făcut-o noi, am făcut-o eu mai demult la clasă cu voi, și dar participai și tu atunci la clasă. O lecție legată de împingerea pionului de pe coloana F, care trebuie făcută cu mare grijă și cu foarte multă responsabilitate de cel care execută acea înaintare, pentru că de obicei slăbește foarte mult siguranța regelui propriu. Cum este acest F5 aici, slăbește foarte mult diagonala asta, 2G8. Poți să spui, pe de unde, Doamne, iartă-mă, ce slăbește, ce diagonală, că ai o grază de piese, atât negre cât și albe pe ea. Nu e așa. De exemplu, E6 ia pe D5, C4 ia pe D5, nu bat cu nebunul, că n-am chef să schimb nebunul, C4 D5, să-l țin și pe ăsta în afară de joc, nebun C8, și acum vine mutarea care, de exemplu, eu, Sofie, n-aș fi făcut-o nici să mă împuști, adică nu mi-ar fi trecut prin cap.
dar lui a trecut prin cap la 16 ani. O mutare care n-ar fi intrat, ca să spun așa, în raza mea de vizualizare, ca să spun, în radarul meu de mutări candidat posibile. Îți dă un pion numai să deschidă diagonalele de la regele negru. Deci, încă o dată, când ai mutat F7, F5, ți-ai slăbit foarte mult diagonala A2, G8. Dar, încă o dată, poți spune, pe bine, bine, dar cum ataci pe diagonala atâta timp cât ai un pion de la D5 la D5 pe tablă? Uite așa, atacă domara și pur și simplu îl dau. Deci albul sacrifică pionul D. De ce spun că nu poate să-ți intre la un mod normal de gândire? Această mutare nu-ți intră în modul tău de a gândi, pentru că te gândești așa. Băi, pionul ăsta e liber, mai are 3 pași până la trasul mare. Pionul ăsta îl împiedică și pe calul negru să ajungă la C6. Calul ăsta negru va trebui să joace la B7 și până la D6, să se spună, să se bună. Într-adevăr, dacă lași pe negru să joace cal B7, cal D6, e super pentru el. Și tocmai de aceea aici, scuză-mă, Sofie, domarajul joacă acest D6. Extraordinară mutarea asta, cum stă cu tipul. Deci îi dă pionul. Dama ia pe D6, turnul din B1 la D1. Dama C7, aveai dama atacată, dar încă o dată, coloana asta deschisă este sub stăpânirea albului. Și odată izgonită dama de pe această coloană, câmpul acesta D5 devine disponibil pentru nebunul acesta. Nebun D5. Șa. Rege H8. Nebun B2. Șah. Nebun G7. Și acum, practic, după mutarea următoare, albul are un atac nemaipomenit. Încheierea acestei partide este, în primul rând, foarte frumoasă, pentru că e spectaculoasă și este, deci, cal G5 aici. Uluitor! Cum, dintr-o dată, toate piesele albe încep să vireze spre dreapta, spre regele negru, care deja a fost pus la colț, pentru că diagonala asta A2, G8 este pașnic controlată de către alb, prin nebun la D5 și turn pe la E1, nu poți să-i bagi niciun nebun E6 și acum dintr-o dată mă mai pomenesc și cu această amenințare, turnă 1, cal F7. Deci nu am timp nici să respir aici. De exemplu, dacă încerci să joci cal B7, o mutare logică, adică zici, Doamne, iată, mai să-mi aduc calul ăsta care stă și paște aici pe marginea tablei. Păi s-ar putea ca după bat, șah de la nebun să spice turnul. De aceea, încă o dată aici, negru își dă seama că nu poate să-și, n-are timp să-și aducă acest cal în apărarea regiului propriu și joacă nebun F5. Atacând dama asta. S-o fi foarte, foarte frumoasă mutarea următoare a albului. Damă C3. Deci, o damă care nu poate fi capturată. De exemplu, nebunea pe C3. Nebunea pe C3. N-ai decât damă G7, adică să-ți dai dama înapoi. Pentru că altceva nu ai. Nu ai. Da? Și hai să vedem ce jucăm aici. Șah. Dacă bați cu turnul, îți iau cu șah aici. Da? Deci rege G8, șah, rege H8, nebunea pe G7, cu șah. Cum stai? Ca naiba.
Dar stai că tot, stai că naiba, dar parcă tot nu e cea mai bună. Ia stai așa. Poate m-a răpezit eu asta. Stai așa. Deci, de ce partidă n-a bătut dama? Pentru că să vă dam ceva mai bun aici. Pot să bat direct. Dar nu că-mi bate. Atunci îți bat. Stai așa, stai așa, stai să revenim. Dar tot nu obțin. Care e varianta Sofie aici? Nu, tot asta este, cal F7. Deci nu pot să bat cu dama, că e legat. Nu pot să bat cu turnul, că îți bat turnul de la E8 cu șah. Și practic ești mat aici. Ok, checkmate. Nu pot decât să vin cu regele aici. Din nou îți dau un șah. Vin cu regele aici. Uite că totuși negru putea să-și bată dama. Într-adevăr, tot ar fi stat mai prost, pentru că după șah, încă o dată șah, șah. Practic e o luptă între nebun contra cal, dar calul ăsta e făcut pateu aici, deci poți să joc rege pe 1. Finalul ăsta este foarte avantajos pentru alb, cum s-a jucat în partidă. Dar ia stai un pic totuși, hai să vedem. Ia dăm voie să pună main engine-ul. Ce zice? A, nu, eu te zice, manager nu zice că negru are avantaj. Dar chiar, ce are negru? A, are negru un pion în plus. Zi, Sofie, ce nu văd aici? Uite, vezi, cu ocazia asta ne uităm și cum să învățăm. Ia stai un pic, să analizăm. Deci suntem aici. În acest moment, albul are... Au, scuză-mă, Sofie. Ce făcui? Auzi, Sofie, avuserăm o... o lecție plină de incidente și de neprevăzut, ca să spun așa. Deci stai că o pun repede înapoi. Și încă o dată. Deci nebunea pe C3 aici deja spune că albul are avantaj decisiv, dar ce nu găsesc aici? Nebunea pe C3. Evident, nebunea pe C3, sunt forțat, nu? Da. Damă, G7, cal pe 7, asta au văzut și eu. Ce, doamne, iartă-mă, nu văd aici. Aaaa, uite, vezi? Eu mă uitai numai după șac dublu, Sofie, vezi? Normal, aici câștig cu acest cal D6, șac. Da, scuză-mă, Sofie. Deci nu cal H6, cal D6. E un șac prin descoperire de la nebunul din D5. Și vezi care e marea diferență? Acum îmi iau dama înapoi cu nebunea pe G7. Și după rege G7 îți bat și turnul din E8 cu șac. Și practic rămân cu un turn în plus. Da. Scuză-mă, Sofie. De aceea, încă o dată vedem de ce... După, stai să-l închidem pe puful, nebun de 5, nebun B2, nebun G7, cal G5, nebun F5, damă C3, nu poți să bați acea damă.
turnea pe 1 cu șah, turnea pe 1 de asemenea, încă o dată nu poți să bați, H6. Și ce mutare face domaraj aici, nemaipomenit. Dama ia pe G6, ești forțat să bați cu dama și acum vine mutarea bombă. Deci acest H6, zici, mama, barem să-mi iau dama înapoi, nu? Nebun ia pe G7 și după rege G7 să joc cale 6. Nebun E6, dar rămân cu un pion în minus cu albul. Și numai negru poate câștiga. Uite ce mutare frumoasă are albul aici, prin care partida asta se încheie într-un mod strălucit din partea albului. Turne 7. Superb. Deci nu poți să bați. Iar când bați pe ăsta, ești mat pe tablă. Checkmate. Uluitor. De aceea negru aici cedează. Efectiv. Nu mai e ce juca. Pentru că urmează turn G7 sau nebun G7, da? Amândouă. Deci hai să zicem că bați, dar joc nebun G7, da? Și după rege H7, nebun F8. Asta nu mai e partidă. Nu poți să te duci nici în spate, vai de fundulețul tău. Din nou șah. N-ai decât aici. Și acum hai să încheiem afafar, îți joc un turn E8 cu turn H8 mat. Bine, Sofie. Uite că ne-am întins cam mult pe doar două partide, dar încă o dată am fost opriți și de colegul meu care s-a îmbolnăvit și el ca și mine. Asta e. Sper să ne vedem în condiții mult mai bune mâine după amiază, da? Pa, pa, la revedere!